Cardoso și Băcile au plecat în stagiul de la Sibiu accidentați, dar au reluat antrenamentele de câteva zile. Cardoso are cele mai mari șanse de a juca la meciul cu CFR, Băcile urmând să revină pe teren abia săptămâna viitoare. Vrange și Voiculeț au acuzat și unele probleme medicale după amicalul cu FC Cisnădie. Ieri medicul echipei i-a dus la control, dar niciunul nu are probleme medicale grave. Cele mai grave accidentări sunt cele ale lui Matei și Brata, care au suferit rupturi musculare la meciurile echipei naționale de tineret. Grigora spune că va găsi soluții în lot pentru a înlocui pe cei accidentați. Normal că o să găsesc. Lotul este de 25 de jucători și întotdeauna găsești numeric. Important este să iei pe cei mai în formă și cei mai de valoare. Dar voi încerca să găsesc jucătorii cei mai în formă, mai ales că acum am mai făcut două jocuri de verificare în perioada asta de pregătire de la Sibiu. Grigora spune că a avut și câștiguri în acest stagiu de la Sibiu, mai ales în atac. Lemnaru a marcat 3 goluri în cele două partide amicale, iar Stromaher a ajuns la zi cu pregătirea fizică. A dat 2 goluri. Ieri a dat un gol în meciul cu Sibiu. Eu zic că ușor s-a integrat și el și Stromaher, care vine după o perioadă de rătăcire, să-i spun. Sper să ajungă la capacitate maximă și să ne ajute, pentru că de asta ne-am bazat pe ei și ne vom baza pe ei, pentru că sunt jucători valoroși, au demonstrat-o și sper să demonstreze și la noi în această perioadă de foc pe care o avem. Pandurii au revenit astăzi la Târgu Jiu după ce dimineața au susținut ultimul antrenament la Sibiu. Mâine după amiază echipa se va pregăti pe terenul de la Târgu Jiu și seara se va deplasa la Severin pentru meciul de duminică cu CFR.